fermierii din zona Covasnei dedicați domeniului zootehnic și-au trimis ca în fiecare an reprezentanții pentru a participa la adunarea crescătorilor de animale. Adunarea de la întorsura Buzăului nu avea cum să fie ratată de AgroTV, motiv pentru care Ovidiu Ghinea, realizatorul emisiunii Agricultura la Raport, a fost prezent cu o echipă de filmare la acest eveniment al zootehniei din România. Din fiecare problemă ridicată la fiecare adunare, câte ceva s-a făcut. Deci s-au luat anumite măsuri la nivel național, din partea Ministerului Agriculturii în special, chiar și din partea finanțelor, putem spune, problemele care le-am ridicat, s-au făcut anumite modificări care întrucâtva au ușurat. Deci e o cale bunicică, să zic așa. Alte dăți era mai mult zgomot, mai multă agitație din partea fermierilor. Încercau să vorbească, să întrebe cât mai mulți, cât mai multe, tocmai datorită faptului că subvențiile erau un impas, veneau foarte târziu, programele europene erau la începuturi probabil și mergeau cum mergeam, cât de cât acum lucrurile s-au mai așezat, merge spre bine, zic eu, încă nemulțumiri sunt, cred că nici nu are cum să nu fie undeva nemulțumiri, dar pe lângă toate greutățile care încă le avem și încă ne apasă, s-au făcut și lucruri bune pentru care le mulțumim celor care au luat măsurile respective. Problemele cu care ne confruntăm actualmente, lăsând deoparte subvențiile care de bine de rău, repet și încă o repet, a fost o treabă foarte bună, sunt că nemulțumiri care, pentru cei care n-au primit, au fost în control, au avut anumite probleme în dosare. E ceva normal undeva să fie și de... Nu-i normal, dar sunt și nu avem ce face. E un procent mai mic, să zic așa, din cei care n-au luat la nivel de jos Covasna. Una peste alta, faptul că s-au plătit avansurile la timp, s-au plătit și subvențiile, marea lor majoritate, e un lucru extraordinar și fermierii deja au prins încredere. Ați observat că și adunarea s-a desfășurat într-un mediu plăcut, calm, nu agitație, nu gălăgie, nu vociferări, nu urlături din partea unor sau altora, deci toți au fost decenți, au ascultat cu atenție și au pus întrebările care le-au avut de pus. Și una peste alta se vede că tocmai asta, se vede că se așează un pic lucrurile.